Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează pe 14 octombrie, începând cu ora 9, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, însă de menționat că la eveniment pot participa toate persoanele care sunt în căutarea unui job. La Roman, bursa va avea loc la fosta cantina Liceului Tehnologic Vasile Sav, situat pe Bulevardul Republicii. Anul acesta, angajatorii oferă mai multe joburi pentru absolvenții de studii superioare, iar cetățenii ucraineni au un stand special amenajat unde se pot prezenta pentru găsirea unui loc de muncă. Avem în momentul de față o situație, o monitorizare privind numărul de angajatori care și-au manifestat intenția să participe la bursă. Avem 55 de angajatori pe momentul de față, 28 de angajatori în Piatra Neamț, 27 în Roman. Oferta în momentul de față este de 469 de locuri de muncă, dintre care 312 locuri sunt pentru Piatra Neamț și 157 sunt pentru Roman. Ca o noutate, anul acesta avem mult mai multe locuri de muncă pentru cei de studii superioare. Avem 53 de locuri de muncă pentru studii superioare pe Piatra și 7 locuri de muncă pentru Roman. Ce am analizat oferta pentru cei cu studii superioare, sunt foarte multe locuri de muncă pentru ingineri. Ingineri mecanici, ingineri constructori, electroniști, deci în acest domeniu e nevoie, se pare, de forță de muncă. Și economiști. Deci astea sunt ofertele pentru studii superioare. În ce privește celelalte locuri de muncă pentru cei cu școală profesională, liceu, perfecționați în anumite meserii, avem sudori, lăcătuși mecanici și mecanici utilaje, instalatori, brutari, patiseri, lucrători comerciali, confecționeri textile, confecționari întâmplării de aluminiu, tâmplari, agenți de vânzări, strungari, șoferi, electricieni și necalificați, mai ales pentru construcții. Deci avem o ofertă foarte mare pentru toate domeniile și pentru toate calificările. Avem amenajat un stand special pentru cetățenii ucrainieni și să vedem dacă avem înregistrați în baza noastră de date și avem și o persoană care s-au angajat până acum. Să vedem dacă or să fie interesați. Locurile de muncă care sunt pentru cetățenii români sunt și pentru cei ucrainieni. Mm-hmm. Problema este de limbă. Deci cei care cunosc limba engleză măcar, ar fi simplu să se descurce și un loc de muncă din cele oferite. O altă noutate la această bursă va fi o ofertă de la Unitatea Militară din Bacău, 20 din totalul locurilor disponibile fiind pentru parașutiști. Avem o ofertă de la Unitatea Militară din Bacău. Avem 28 de locuri de muncă, dintre care 20 sunt pentru parașutiști, 4 agenți de pază pentru obiective militare, 2 bucătari și 2 șoferi. Deci asta este oferta făcută de Unitatea Militară, condițiile minim 8 clase până în 45 de ani. Avem și un stand pentru munca în străinătate, avem și locuri de muncă pentru cei care doresc să lucreze în afară, în mai multe domenii. La Piatra Neamț, bursa va avea loc la Centrul de Formare Profesională. La bursă va exista și un stand pentru înscrieri la cursuri de formare pentru lucrător în comerț, contabil și ospătar. Cursurile vor demara după centralizarea datelor colectate la bursă.